În continuare, elevii școlii militare de suboficeri, jandarmi, pretorare și politicieni, conduși de domnul locotenent Cătălin Palaghie, comandant detașament instrucție elev, vă prezintă onorul. Doamnelor și domnilor, definează detașamentul inspectoratului pentru situații de urgență Bucovina al județului Suceava, format din drapelul de luptă al instituției și trei plutoane, conduse de domnul colonel Gheorghe Gagiu, șef centru operațional. Doamnelor și domnilor, prin fața dumneavoastră defilează detașamentul de tehnică al Inspectoratului Județean de Jandarmi Bogdan Bornea Suceava. Dispozitivul este deschis de un ATV și un UTV de intervenție din dotarea postului de jandarmi montane, specific misiunilor de prevenire și descoperire a infracțiunilor și misiunilor de patrulare și salvare pe traseele montane și în stațiunile turistice. Urmează autospeciala Dacia Logan, destinată asigurării patrulării personalului specializat în vederea executării misiunilor zilnice de menținere a ordinii publice în mediul urban și în mediul rural. În continuare defilează autovehiculul cu tracțiune integrală Dacia Duster, destinat asigurării patrulării personalului specializat în vederea executării misiunilor zilnice de menținere a ordinii publice în zone greu accesibile și intervenția operativă în zone din afara șoselelor, atât cu ocazia misiunilor proprii, cât și în cazul situațiilor de urgență civile. Dispozitivul este încheiat de autovehiculul Renault Trafic, destinat executării misiunilor de intervenție antiteroristă și protecție instituțională, de asigurare și de stabilire a ordinii publice, acesta prezintă avantajul unei mobilități crescute și o deplasare rapidă la locul evenimentelor. Cătălin, serios. În continuare puteți vedea cuplul canin al Inspectoratului Județean de Jandarmi Bogdan Bodă Suceava. Parada militară locală continuă cu tehnica Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Din dotarea serviciului rutier Suceava, autospeciala Volkswagen Passat, destinată pentru controlul, supravegherea și îndrumarea circulației rutiere, dotată cu pistol radar Trucan pentru înregistrarea vitezei de deplasare autovehiculelor. În cadrul aceleiași serviciu, autospeciala Volkswagen Polo destinată pentru controlul, supravegherea și îndrumarea circulației rutiere, dotată cu echilotest electronic.
cadrul serviciului pentru acțiuni speciale, autospeciala de intervenție Mercedes-Benz Vito, destinată pentru transportul luptătorilor serviciului pentru acțiuni speciale în cazul intervenției operative la fața locului, cu 4 luptători echipați și dotați cu armament și tehnică de intervenție. Din cadrul Serviciului de Ordine Publică, autospecialele Dacia Logan și Dacia Duster, destinată pentru structurile de ordine publică din mediul urban și rural, în cadrul activităților de patrulare. În continuare, autospeciala de criminalistică Mercedes-Benz Vito, laborator de criminalistică mobil, destinat pentru cercetare criminalistică la fața locului, având în componență truse pentru marcare, truse criminalistice universale, truse pentru ridicarea urmelor, de recoltarea urmelor biologice, revelare, ridicare, urme, papilare și amprente, truse foto și video, truse pentru urme, traseologie, generator de curent, proiectoare, lade frigorifică, sistem de poziționare globală, echipamente de radiocomunicații și sisteme de avertizare optico-acustice. Puteți vedea cuplurile canine din cadrul serviciului criminalistic, destinate prelucrării urmelor de miros de la locul faptei, descoperirii de obiecte pe traseu, descoperirii de persoane prin prelucrarea urmei, examinării comparative a urmelor de miros prelevate la fața locului. Doamnelor și domnilor, urmează tehnica Inspectoratului pentru situații de urgență Bucovina al județului Suceava. Puteți vedea autoturismul de serviciu Dacia Duster 4x4 destinat pentru transportul rapid al cadrelor inspectoratului în vederea realizării unor recunoaștere în teren, efectuare de controle în scopul prevenirii și stingerii incendiilor sau pentru transportul grupe operative la intervenție. În continuare, ambulanța de prim ajutor medical SURD B2, ambulanță încadrată cu 3 paramedici specializați, destinată acordării primului ajutor medical calificat. Autospeciala de transport personal și victime multiple, ATPVM, destinată transportului personalului medical la intervenții și acordarea suportului medical în cadrul accidentelor cu victime multiple. În continuare, autospeciala de primă intervenție și comandă autospecială destinată transportului rapid al efectivelor la intervenție în scopul îndeplinirii unor acțiuni de intervenție cu remorcă echipată cu autoșevilate de intervenție destinată de funcțiilor în mediul terestru accidentat și mediul acvatic. Autospeciala pentru descarcerări grele destinată intervențiilor de descarcerare a victimelor rezultat din urma producerii unor accidente rutiere complexe, accidente rutiere cu grave dificultate ridicate. Camionul și containerul suport logistic al intervenției tip 2 multirisc, modul destinat acțiunilor de intervenție desfășurate în scopul producerii sau în accidentele colective de amploare. Autospeciala de intervenție și salvare la înălțime, destinată intervențiilor de salvare a victimilor sau operațiunilor de stingere a incendiilor, fiind operative până la înălțimea de 42 de metri. Autospeciala de stingere incendiilor de amploare, având o capacitate de 5500 litri apă, care fiind foarte regulată, inclusiv cu ajutorul unui tur de stingere. Autospeciala de stingere cu apă și scumpă de capacitate medie, renumitul, autospeciala de stingere de
răspândirea incendiilor sau disparcelare, cu precădere în mediul urban, datorită datoritului redus al acestea. Evaluare și transport al substanțelor chimice, biologice și curicula biologică sau personală. Special cu instrument specific și transport scafandre de intervenție, remorcă compartațiune pentru scafandre VIP, mijloace de intervenție destinate acțiunilor de salvare sau recuperare a personalului de mediu acvatic și cuplul biologic al inspectoratului. Persoanelor dispărute în mediul urban ca urmare a colapsului producției clădire. Defilează în continuare tehnica aparținut Serviciului Român de Informații următoarea conflictului. Autospeciala de corespondență aparținând poștei speciale, unitate specializată prin care Serviciul Român de Informații își îndeplinește rolul de autoritate națională în colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate și a celei oficiale neclasificate pe teritoriul României. În continuare putem vedea autospeciala de intervenție pirotehnică aparținând brigăzii antiteroriste, Autoritatea Națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Doamnelor și domnilor, fanfara Bucovina Asociației Maestro Art, condusă de domnul profesor Ghiocel Ciocan, vă prezintă onorul. Mulțumim întregii